Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Bună seara și bine ați revenit, domnule președinte. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule președinte, recent ați anunțat că va fi adus un al doilea accelerator de particule la Galați. Ce înseamnă acest lucru pentru județul nostru? Înseamnă viață. Înseamnă viață că dacă ne uităm la primul accelerator de particule pe care l-am montat la, sau l-am adus în 2019 și în 2019 la sfârșitul anului, în decembrie, a început să funcționeze până în momentul de față, sunt peste 21-22.000 de proceduri făcute până în momentul de față. Vă dați seama, 22.000 de proceduri într-un an și ceva de zile. Înseamnă viață, înseamnă că aceste acceleratoare nu mai tratează tumora în și să iradieze tot organismul, ci iradiază doar tumora local. În schimb, cel de-al doilea accelerator linear de particule pe care îl vom aduce va avea un soft, pentru că vă dați seama că evoluează, care va iradia și mai puțin și va trata cu o precizie de maxim un milimetru marjă de eroare vis-a-vis de tumor. Adică localizează și tratează tumora cu o precizie, cu o marjă de maxim un milimetru. Vă dați seama cu câtă precizie. Mai mult de atât, să face o anamneză pacientului înainte să vadă gradul de iradiere, cât va fi iradiat pacientul respectiv în funcție de tumoră, de afecțiune, de cât de evoluată este boala, ca să poată să regleze concentrația aia de laser și să focalizeze direct pe tumor. Este un lucru extraordinar. Da, am făcut atunci în 2019 amenajarea buncărilor, extinderea pe verticală cu construcție supraterană, cu lift care coboară în interior. Practic, buncărul a fost și cel de-al doilea a fost amenajat. Atunci am investit 3 milioane și ceva de euro. Acum cel de-al doilea accelerator linear de particule cu tot ceea ce înseamnă amenajarea buncărului va costa peste 2 milioane de euro. Ceea ce zic eu că va pune Galațiu pe harta României în ceea ce înseamnă ca un centru de tratare a cancerului. Credeți-mă că este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar și ca totul să fie complet, am achiziționat anul trecut un PET-CT, un aparat, tot pentru diagnosticarea cancerului, astfel încât să fie cancerul diagnosticat într-o fază mai incipientă, iar după tratarea cu acceleratorul linear de particule, să poată să depisteze acest aparat dacă au mai rămas celule canceroase vii, iar dacă au mai rămas, pacientul să meargă din nou în proceduri și să fie distruse toate aceste celule canceroase. Este vorba de un PET-CT pe care l-am achiziționat anul trecut. A fost montat la sfârșitul anului trecut, a fost achiziționat, a fost montat anul ăsta, a fost configurat, recompartimentat și toată clădirea acolo, încăperile respective au fost amenajate. El este în momentul de față în stare de funcțiune. Așteptăm doar avizele CNCAN-ului, pentru că este un grad ridicat de iradiere și atunci trebuie niște avize speciale de la CNCAN. Pe acest aparat am dat 2 milioane de euro și dacă facem un calcul, 3 milioane și ceva de euro cu 2 milioane al doilea acceleratorul linear de particule, 5 milioane și cu PET-CT-ul 2, sunt peste 7 milioane, aproape 8 milioane de euro care au fost investiți, deci este momentul de față, sunt lucruri certe, care au fost investiți pentru tratarea cancerului. Da, mai sunt lucruri multe de făcut. Mai avem de adus personal medical, mai avem de adus medici. Asta vreau să vă întreb, dacă sunt pentru că astăzi, când vorbim, pentru PET-CT am avut norocul, recunosc că a fost noroc ăsta, să fie un, pentru că sunt foarte puțini rezidenți pe medicină nucleară, să facă rezidențiat pe medicină nucleară și am avut norocul ca o persoană din Galați să fie rezidentă la Iași să facă medicină nucleară, au terminat rezidențiatul acum 2 ani de zile, a fost angajată la Galați, împreună cu colegii de acolo
a văzut toată procedura, SHIBA a fost trainuită pentru a lucra pe acel PET-CT și în momentul de față avem medic la Galați pentru PET-CT. Pe cele două acceleratoare avem medici, dar mai este nevoie de medici, pentru că și pentru ei în momentul de față este o provocare, pentru că este una să te duci într-un centru sau într-un spital unde ai secție de oncologie, dar nu ai aparatură, nu poți să tratezi modern, pentru că încă se face tratament cum se făcea înainte cu cobaltoterapie, unde se iradiază tot organismul. Unii rezistă la chimioterapie, alții nu rezistă, unora le cade părul, altora și tot așa mai departe. Și atunci, din punctul meu de vedere, am convingerea că vom reuși să atragem medici și personal, pentru că este o zonă și este o specializare foarte, foarte grea. Zilnic te întâlnești cu oameni bolnavi. Marea problemă este că a crescut atât de mult incidența, a crescut atât de mult numărul persoanelor afectate de această nenorocită de boală numită cancerul, încât s-a trecut deja de 18.000 de persoane care sunt înregistrate la secția de radio și oncologie a Spitalului Județean cu bolnave cu cancer. Este groaznic, este groaznic, dar zic eu că așa cum stau lucrurile acum, așteptăm și avizul CNCAN-ului și să dăm drumul la PET-CT. Zic eu că am reușit să ușor, ușor să ne punem pe harta medicală românească cu un centru de tratare a cancerului. Când va fi funcțional cel de-al doilea accelerator de particule? În principiu, el acum este adjudecată licitația, a fost desemnată firma câștigătoare. Cei care au câștigat au venit, au văzut bunkerul și zic eu că în 2022 va fi probabil pe la jumătatea anului, pentru că nu montarea aparatului durează foarte mult, ci durează foarte mult calibrarea și obținerea avizelor. Fiind concentrare foarte mare de iradiere, trebuie niște avize speciale și atunci durează până faci probe, iarăși să refac, să reiau probele, iarăși să reiau probele până să ajunge la parametri optimi, pentru că nu poți să te joci. Acolo sunt, când focalizează acceleratorul la, e un laser și dacă nu sunt reglate cum trebuie, dar zic eu că în 2022, până la jumătatea anului, va fi funcțional și cel de-al doilea aparat și cel de-al doilea acceleratorul linear de particule. Va funcționa în aceeași clădire, tot la spitalul de urgență? Deci tot la, este, avem... O zonă specială. Este o zonă specială, avem radioterapia, sunt două buncăre, așa cum spuneam, într-unul funcționează acceleratorul linear achiziționat în 2019, în cel de-al doilea va funcționa cel care este achiziționat în 2021 și va fi montat acolo. Vreau să rămânem tot în domeniul sănătății, domnule președinte, și să ne vorbiți despre un alt proiect foarte important, construirea unui corp nou la spitalul de urgență. Da, este nevoie și se impune, mai ales că ne-a demonstrat 2020 și 2021 că avem nevoie urgentă de extinderea unor secții și unor secții chirurgicale, o secție de terapie intensivă, de săli de operații. Și ceea ce și facem. În momentul de față avem deja studiu de fezabilitate pentru a construi un spital nou, pentru că eu consider că este o clădire nouă care va avea peste 35.000 de metri pătrați suprafață construită, adică va fi un spital nou cu o valoare de aproape 150 de milioane de euro, unde va funcționa la subsol farmacia spitalului, va fi secție de ambulator pentru oncologia spitalului, ca să nu se mai chinui săraci bolnavi acum pe holurile respective. Va funcționa, funcționa chirurgia toracică, chirurgia bucomaxilofacială, chirurgia vasculară, neurologia. Vrem să facem, sper să facem ceva acolo și pentru arși. Bineînțeles, i-am spus de oncologie, vor fi două nivele pentru sălile de operații, pentru că vor fi 23 de săli de operații
care vor fi dotate cu aparatură ultramodernă de ultimă generație, cu aparatură de sterilizare a aerului în interior, adică absolut tot ce trebuie. Și bineînțeles că vom dubla capacitatea secției de terapie intensivă, pentru că astăzi avem 40 de paturi, aproape 45 de paturi pe hârtie, 40 și ceva de paturi în secția de terapie intensivă și vom avea peste 75 de paturi în secția de terapie intensivă, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față, nu mai sunt paturi și practic singurul spital care reușește astăzi în județul Galați să asigure și terapie intensivă și să asigure și asistență medicală specializată pentru toate specializările, pe toate specializările în regiune, este Spitalul Județean. Și atunci este nevoie să construim o clădire nouă, un spital nou de la zero. V-am spus, o investiție, sper să obțin și fondurile europene, pentru că 150-160 de milioane de euro nu sunt de aici de acolo, dar am convingerea că vom reuși să facem acest spital de care avem atât de mare nevoie. În ce stadiu este acum acest proiect? În momentul de față este în stadiu de studiu de fezabilitate, depus la, practic va fi, cred că, joi sau vineri. Nu, mâine. Mâine, vineri. Vineri. Vineri dimineață va fi depus și la Ministerul Fonduri Europene sau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, așa cum se numește acum, și la Ministerul Sănătății. Noi am făcut toate demersurile încă din 2000, de la începutul, din 2020, că avem nevoie la Galați de un astfel de spital. Am trimis toate fișele care ne-au fost cerute pe Programul Național de Redresare și Reziliență, atât către Ministerul Sănătății, cât și către Ministerul Fondurilor Europene, cât și către Guvern, pentru că am tras un semnal de alarmă că avem nevoie de un spital nou, de o clădire nouă la Galați, iar acum deja este depus și vineri dimineață se depune și studiul de fezabilitate cu ceea ce înseamnă memoriu, cu planșe, cu randări și tot ceea ce este nevoie. Zic eu că și sper și îmi doresc enorm de mult să reușim să construim acest spital atât de necesar pentru județul Galați și pentru regiune. Asta vreau să vă întreb. O să devină astfel spitalul de urgență din Galați un spital regional? Cu falsă modestie vă spun că Spitalul Județean în momentul de față este un spital regional. Din ce cauză? Sunt multe specializări medicale pe care nu le au celelalte județe. Nu le are nici Brăila, nici Tulcea, nici Buzău, nici Vrancea, nici Vasluiu. Astfel că sunt pacienți cu anumite afecțiuni care la ora actuală sunt transferați la Spitalul Județean din Galați să fie tratați, pentru că aceste specializări se găsesc la Iași sau la București. Și atunci spitalul care este cel mai apropiat este Galațiu, de aceea am investit atât de mult și am conștientizat importanța și necesitatea acestui spital în regiune, de aceea m-am aplicat atât de mult și am alocat bani ca el să fie dotat cu aparatură medicală modernă, ca și medicii să poată să-și facă meseria cum trebuie și sper și îmi doresc enorm de mult să scăpăm odată de medicul ăla care spunea că, domnule, sau de proverbul ăla care spunea, domnule, cel mai bun medic este trenul de București. Vreau să scăpăm pentru că avem această posibilitate, avem facultate de medicină, avem tineri, avem oameni care să lucreze aici, acasă, salariile în sistemul sanitar sunt destul de rezonabile, adică sunt motivaționale, așa că sunt foarte motivante și atunci zic eu că vor rămâne acasă. Vreau să trecem acum la un alt subiect, domnule președinte, despăgubirile pentru inundații, despăgubirile de la guvern. De ce nu au fost alocate Galațiului fonduri pentru despăgubirile de inundații? Din cauza că, în primul rând, sunt oameni care nu iubesc Galațiul, dar cel mai grav este nu pentru că cei de la București nu ne iubesc, pentru că eu știu lucrul ăsta de vreo 10 ani de zile de când bat drumurile Bucureștiului, că dacă nu te duci să le rupi ușile pe acolo, te bagă nimeni în seamă. Mai grav este că sunt și oameni din județ, care, din Galați, care trebuiau să fie mai aproape de primăriile și de cetățenii din județul Galați, pentru că localitățile afectate însumează peste 400.000 de locuitori din județul Galați, care au fost inundați în 2013,
21, au fost inundați în luna iunie, în luna iulie, în luna august, au fost inundații. Guvernul României a făcut alocări bugetare și în luna, cred că în luna martie, dar atunci nu eram afectați, după care au făcut alocări bugetare în luna iulie de 140 ceva de milioane de lei, iar în luna septembrie au făcut alocări bugetare de vreo 370 de milioane de lei. Au fost 24 de județe care au beneficiat de despăgubiri directe de la guvern, din fondul de rezervă. Și ce să vezi? Tocmai Galațiu a fost omis și a fost sărit să fie alocat, mai ales că nici nu să-i fie alocată o sumă pentru despăgubiri. Mai ales că nu era o sumă foarte mare, erau aproape 2 milioane de euro. Dacă ar fi să compară despăgubirii pe care trebuia să le primească județul Galați de aproape 2 milioane de euro, comparativ cu alte județe care au primit 22 de milioane de euro, au primit 20 de milioane de euro, au primit 18 milioane de euro, au primit 7 milioane de euro, dar asta era înainte de Congresul PNL și de aceea s-a și văzut, pentru că județele care au primit sumele cele mai mari au fost județele care susțineau un anumit candidat la președinția PNL din 27 septembrie. Da, este trist. Noi am făcut o conferință de presă și mulțumesc presei că a fost alături de noi. Au venit o parte dintre primari, au fost și de la Pro România, au fost și de la Partidul Social Democrat. I-am invitat și pe cei de la PNL, pentru că noi nu facem discriminări, să vină la conferință și să-și spună oful. Pentru că și acolo au fost Și acolo au fost inundații și au fost probleme. Din păcate nu au venit, pentru că este lesne de înțeles de ce nu au venit. Am vorbit cu domnul subprefect Paul Cristea și am trimis hârtiile către Ministerul Dezvoltării Guvern să ia în calcul totuși și Galațiu, că nu este o sumă mare și să fie alocați banii și Galațiului, pentru că aici apare o problemă. Oamenii ăștia nu puteau să lase, de exemplu, primarul de la Valea Mărului, care a fost foarte afectat și i-au rupt inclusiv conducte de apă, de canalizare și tot așa mai departe, cu șanțuri. Nu putea să aștepte un an de zile până guvernul vine să-i dea niște bani. Omul a luat din bugetul Consiliului Local niște bani, a luat de la alte investiții și a făcut reparațiile în comunitate, dar în speranța că va primi ceva, dar acum a rămas omul fără bani, și acum trebuie să asigure și căldură la școli, și curent electric și alte măsuri de protecție pentru elevi, și să asigure și cofinanțări pentru proiectele pe care le are de investiții în comunitate. Și în situația lui este și Bălăbăneștiul, sunt și celelalte comunități. Din păcate, sper ca guvernul să înțeleagă că și Galațiu este pe harta României și face parte din România, chiar dacă suntem noi la granița cu Republica Moldova, dar suntem în România. Într-un comunicat de presă transmis de PNL Galaț și semnat de președintele acestei formațiuni politice, domnul George Stângă, acesta a pasat vina pentru nealocarea de fonduri către fostul prefect, domnul Gabriel Panaitescu, despre care se știe că a fost numit în această funcție cu susținerea USR. Credeți că este la mijloc vorba despre o înțelegere politică sau cineva nu și-a făcut treaba și acum încearcă să paseze vina? Eu cred că atunci când s-au căsătorit și ați văzut ce nuntă frumoasă au făcut, că toată lumea cânta, aveau frumos, erau atât de, se lăudau unii pe alții cât de competenți și de performanți sunt. Și vedem acum când a venit și divorțul, cât de urâți au fost și unii și cât de alții și ceilalți, cât de multe prostii și cât de multe șmecherii au făcut și unii și alții. Eu nu pot să spun că prefectul a fost vinovat. De altfel, pot să spun în felul următor, că guvernul este al românilor. Nu este nici al PNL-ului, nu este nici al USR-ului și eu cred că atunci când te duci și învinovățești pe cineva, trebuie să te și documentezi mai mult, pentru că acolo a fost o șmecherie a guvernului. A trimis Compania Națională de Investiții hârtie către prefectură și am văzut-o și eu, prin care și la Consiliul Județean, prin care cere ca primarii să trimită procesele verbale de calamități la Compania Națională de Investiții. Primarii au făcut acele
comandamente locale pe situații de urgență, au făcut constatările cu pagubele, au întocmit procesele verbale și le-au trimis la Compania Națională de Investiții, o companie care este în subordinea Ministerului Dezvoltării. Le-au trimis acolo, acolo au înghețat. Ceilalți care sunt au fost șmecherii s-au dus pe sub mână, probabil atunci când i-a chemat primul ministru la guvern și ați văzut primarii chemați la guvern, le-a spus, bă, trebuie să trimiteți în altă parte solicitările și vă arăt desfășurător cu alocare pe județ, pe comună și pe fiecare drum în parte, la fiecare comună. Mi-este foarte greu să cred că pentru Cluj, pentru Prahova, pentru Suceava, pentru s-a putut să se ducă în profunzime încât să se facă alocare de buget pentru fiecare drum în parte și nu s-a putut face pentru județul Galați. Deci mi este foarte, foarte greu. De aceea vă spun că adevărul este undeva la mijloc și vinovați sunt amândoi. Deci vinovați sunt amândoi pentru că aici nu e vorba despre orgoliu politic, sau e vorba despre Galați și despre gălățeni. Nu știu de ce, probabil fiind ruptura aia între USR și PNL, probabil au vrut să șunteze prefectul. Da, nu. Dar aici au de suferit oamenii până dar la urmă. Aici nu s-a gândit niciunul că peste un an sau peste 4 ani de zile vom merge în fața oamenilor din nou, iar oamenii știu lucrurile astea. Pentru că au grijă și primarii să le spună că atunci când guvernul României a alocat bani din bugetul guvernului României, o comună cu 1800 de locuitori de la PNL a luat 900 de mii de lei, 9 miliarde, iar o comună cu 12.000 sau cu 11.000 de locuitori a luat doar 10.000 de lei. Adică eu sunt sigur că toți primarii au avut posibilitatea și au posibilitatea să le spună oamenilor ce se întâmplă, pentru că nu este normal să venim să ce? Să venim să cerem, suntem cerșetori. Păi guvernul României este al românilor, banii pe care îi gestionează și îi distribuie premierul României sunt banii tuturor românilor. Și gălățenii, cei 420.000 de gălățeni care au fost afectați și ei au dreptul să beneficieze din taxele și impozitele și ce plătesc ei de la guvernul României sau din împrumuturile pe care le face guvernul României, că ne-a împrumutat de am ajuns peste 50% din produsul intern brut, și din aceste împrumuturi, gălățenii au drepturile, au drepturi pentru că și ei vor plăti următorii 20 de ani împrumuturile făcute de către acest guvern. Mai există vreo șansă ca acești oameni afectați de inundații să primească aceste despăgubiri? Da, dacă va înțelege primul ministru al României, va înțelege că a făcut o greșeală impardonabilă și că este o sumă mică, nu este o sumă mare. Adică, vă dați seama, în prima etapă s-au alocat, nu știu, vreo 3 milioane de euro. În a doua etapă s-au alocat vreo 30 de milioane de euro. După care, în a treia etapă, s-au alocat vreo 70 și ceva de milioane de euro. Adică aloci 100 și ceva de milioane de euro și nu aloci județului Galați 1,5 milioane, aproape 2 milioane de euro pentru despăgubiri. Dați-mi voie să vă spun că nu cred lucrul ăsta, cred că doar a fost reavoință. Ieri a fost o nouă ședință de Consiliul Județean cu o rectificare bugetară. Nouă, o mare sumă s-a dus la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. Iar sunt probleme acolo cu... Păi sunt probleme peste tot, pentru că bugetul pe 2021 este mai mic decât bugetul pe 2020. Și mai mic decât bugetul pe 2019, diferența dintre bugetul pe 2019 și cel pe 2021 la Consiliul Județean înseamnă 28 de milioane de euro, mai puțin. 28 de milioane de euro. Gândiți-vă că este o sumă. Protecția copilului nu poți să lași acolo 1200 de oameni, că sunt niște oameni necăjiți, oameni cu probleme medicale, sunt copii care sunt în... plasament în familiile, în anumite familii și ei au nevoie de normă de hrană, au nevoie de încălțăminte, merg la școală, rechizite și tot așa mai departe și nu poți să lași copiii aia pentru că sunt 1200, 1200 de oameni. Deci nu vorbesc de angajați, 1200 de beneficiari care au nevoie să fie, copiii aia sunt ai noștri, ai românilor, sunt copiii statului român. Și atunci a venit iarăși guvernul și a alocat pentru protecția copilului 200.000 de lei. Deci 200.000 de lei.
în condițiile în care, ca să funcționeze acea instituție până la sfârșitul anului, nevoie de 70 ceva de milioane, aproape 80 de milioane de lei, iar noi am primit până acum nici jumătate, 30 ceva de milioane de lei, și a trebuit să acoperim salariile și cheltuielile și cheltuielile pentru copii, utilități și tot ce trebuie, îmbrăcăminte, normă de hrană, pentru că nu poți să-i lași așa. Și a trebuit să alocăm din bugetul Consiliului Județean aproape 10 milioane de lei, 9 milioane și ceva de lei pentru toate instituțiile, ca să poată să funcționeze, oamenii să-și ia salariile și ca acele instituții să funcționeze. Este regretabil că ajungem în fiecare an, de fiecare dată, să începem să ne milogim. Poate guvernul să mai milostivește puțin și ne mai dă încă 1.000.000, 2.000, 3.000.000 de lei să putem să întreținem sau să putem să funcționăm. Pe 27 septembrie, domnule președinte, s-a împlinit un an de când ați câștigat alegerile, cel de-al doilea mandat. Ați reușit în acest an să faceți tot ce v-ați propus? Da, în mare așa sunt lucruri pe care le aveam programate să fie finalizate și sau finalizat. Sunt lucruri noi la care nu mă gândeam și pe care le-am început, dar dacă este să începem de la drumurile județene, sunt vreo 4 drumuri județene care au fost finalizate anul ăsta, adică de la Pechea Suhurului, Rediu, Cuca, Fârțănești, Măstăcani până la Vlădești, de la Barcea, Movileni, Cozmești până la Nicorești. Dacă ne gândim la drumul de la Bălăbănești, drumul național de acolo, Drăgușeni, până la Nicopole, Cercești, intersecția cu Cercești, Corodu, și ăla este... Și ăla este finalizat. Drumul de la Foltești, Măstăcani, Fârțănești, Târgu Bujor, Vârlez, Literaiem până în DN24. Și ăla este finalizat. Adică sunt în momentul de fapt, anul ăsta s-au finalizat drumuri cu o valoare de peste 50 ceva de milioane de euro, aproape 60 de milioane de euro. Sunt sume enorm de mari. Asta a însemnat și confortul cetățenilor în trafic, dar și banii pe care au câștigat firmele ca să-și plătească impozitele, salarii și tot așa mai departe. Pe parte de sănătate, așa cum am spus, s-a finalizat construcția, clădirea acolo și amenajarea și achiziția PET-CT-ului, al doilea acelerator linear de particule. Cardiologie intervențională, s-au făcut intervenții și s-au făcut montări de stenturi și stimulatoare cardiace pentru prima dată la Galați, sunt peste 30 ceva de oameni, 32 sau 34 de oameni care au beneficiat de stimulatoare cardiace. Sunt cei care au beneficiat de coronarografie și de montare de stenturi. S-a finalizat UPU, astfel că am dublat capacitatea de la 700 de metri la 1400 de metri, cu aparatură medicală, cu computer tomograf, cu celelalte aparate necesare pentru UPU, pentru medicina de urgență. Au fost și anul ăsta alocat 10 milioane de euro pentru aparatură medicală în spitale, Spitalul Județean, TBC-ul, infecțioasele, Târgu Bujor. S-au finalizat la spitalul TBC construcția pentru bucătărie și partea tehnică și o parte de câteva saloane medicale. La Târgu Bujor s-au finalizat anumite lucrări la spitalul de la Gănești. Bineînțeles că lucrurile astea aduc un plus valoare dacă mă gândesc, gândiți-vă că în primăvara anului ăsta, din cauza numărului mare de cazuri, la un moment dat nu făceam față cu alimentarea cu oxigen la Spitalul Județean. Am alocat bani acolo și am achiziționat încă un stocator, astfel încât s-a triplat sau dacă nu a crescut de 4 ori capacitatea de alimentare cu oxigen în spital. Au fost rampe de oxigen pentru terapie intensivă.
conducte de oxigen prin spital paralel cu linia existentă, astfel încât să creștem alimentarea cu oxigen pentru pacienți. Și vă dau un exemplu. Pentru o operație normală, un pacient care merge în terapie intensivă are nevoie de 3 până la 5 litri de oxigen pe minut. Sunt situații la pacienții foarte afectați sau mai grav de COVID, unde necesarul de oxigen ajunge la 40 de litri pe minut. Vă dați seama ce diferență de la 5 litri la 40 de litri pe minut de oxigen. Adică sunt lucruri extraordinare. S-a lucrat intens și mai avem puțin, cred că peste 70% depozitul de deșeuri menajere de la Valea Mărului, unde s-a lucrat și sperăm să-l finalizăm în ianuarie, februarie. În ce stadiu? Păi, ele sunt într-un stadiu foarte avansat. Eu zic că în februarie 2022, martie cel târziu, va fi gata lucrarea acolo. Vânătorul care avea o problemă de ani, apa, de zile cu apa, am reușit să capacităm și să redimensionăm alimentarea cu apă la vânător, astfel încât oamenii ăștia să aibă apă. Pe social, am făcut un program cu biblioteca Vea Urechea, unde 75 de copii din județul Galați au beneficiat de un program School Rural, unde a fost parteneriat Consiliul Județean, Biblioteca și Ministerul, și 75 de copii au fost în, bineînțeles, câte 20 de copii sau câte 15 copii în fiecare săptămână, câte o săptămână aduși în Galați, au beneficiat de ateliere, au vizitat biblioteci, muzee și tot așa mai departe. Copii care n-au ieșit niciodată din zona lor, din sat de acolo. Au fost concursuri de pescuit pentru nevăzători, concurs internațional de pescuit, pescuit pentru persoanele cu handicap locomotor, adică concurs național pentru cei nevăzători și internațional pentru cei cu handicap locomotor. A fost concurs caritabil pentru o persoană, un jandarm cu probleme de sănătate, unde a fost festivaluri de folclor, de fanfare, a fost bineînțeles și pentru cei care iubesc opera, la Complexul Muzeal de Științe al Naturii, un concert de operă în aer liber, Aida. Adică sunt foarte multe activități la școlile speciale, teren de sport pentru copiii de la școlile speciale. Au fost proiecte la care lucrăm și pe care le-am început, atât pe drumuri cât și pe spitale. Sunt lucruri la care se lucrează. Da, un an foarte, foarte plin, un an cu satisfacții. Din păcate mai avem și insatisfacții că, și nu din cauza că am avea vreo vină, ci din faptul că vin la licitații anumiți constructori care nu reușesc să își îndeplinească sarcinile pe care le au și să ducă lucrările până la bun sfârșit, și atunci trebuie să mai rezilem anumite contracte. Avantajul major pe care îl avem este că toate lucrările și toate proiectele Consiliul Județean au finanțarea asigurată, toate investițiile sunt bugetate și au bugetul asigurat. Asta, singurul dezavantaj este că se vor mai prelungi cu 3-4 luni de zile, cât mai reluăm încă o dată licitația pentru a desemna un alt constructor până finalizăm. Adică asta este și partea de nemulțumire. Dar dacă este să trag o linie și să fac o analiză SWOT așa, cu puncte tari și puncte slabe, sunt mulțumit. Mai aveți 3 ani din cel de-al doilea mandat. Pe scurt, da, ce v-ați propus în acești 3 ani? Păi, în primul rând, să continuăm cu investițiile în sănătate. Am spus-o și o repet, așa cum am spus-o și la începutul mandatului în 2016 și la începutul mandatului în 2020, sănătatea este o prioritate. Deci sănătatea este o prioritate. Unul dintre cele mai mari obiective este cel pentru spital nou la Spitalul Județean. Am preluat un alt obiectiv important și o realizare, zic eu.
Am preluat spitalul din Tecuci, așteptăm hotărârea de guvern, pentru că primarul mi-a promis că va încerca să facem lobby la guvern să ne emită cât mai repede hotărârea de guvern. Consiliul Județean deja a cerut finanțare prin fonduri europene de la ADR și de la Ministerul Fondurilor Europene și a fost aprobat prin programul ELENA finanțare pentru spitalul din Tecuci pentru a întocmi proiectul tehnic. Deci singurul lucru care ne lipsește acum este hotărârea de guvern și apoi imediat intrăm la proceduri de achiziție pentru a desemna un proiectant să schimbăm complet spitalul din Tecuci. Este singurul spital din județul Galați care nu a beneficiat de investiții în ultimii 30 de ani. Arată groaznic. Și eu sper că vom reuși lucrul ăsta. V-am spus așa cum prioritatea zero este sănătatea în continuare pentru mine. Bineînțeles, lucrăm la proiecte pe drumuri. O parte dintre proiecte deja a obținut finanțare de la drumul județean de la Bălăbănești, Cerțești, Bălăbănești, Bălășești, Cerțești, Corod, Valea Mărului și apoi de la Slobozia Conachi până la Schela și până la Șendren, Traian, în drumul național. Alte drumuri județene, sper să reușim să acoperim cam tot ce înseamnă județ cu drumurile județene. Partea de cultură unde avem proiecte pe care să le finalizăm și lucrăm și la alte proiecte pentru biblioteca Via Urechea și pentru centru cultural să facem noi reabilitări ale construcțiilor pentru că sunt construcții vechi. Adică încercăm să sunt multe și în zona de agrement pentru că și acolo avem proiecte pe care le-am depus și proiecte la care lucrăm și o să vedeți ce frumoase sunt. Am început această emisiune cu domeniul sănătății, aș vrea să încheiem tot în domeniul sănătății. Crește îngrijorător numărul infectărilor cu noul coronavirus. Chiar ieri, din păcate, a fost înregistrat un număr record de decese, 11 persoane. Nu mai sunt paturi la secția ATI COVID. Luați în calcul, ați găsit soluții ca să suplimentați paturile pentru această secție? Au fost luate măsurile pentru că măsurile astea le iau specialiștii, adică șeful secției terapie intensivă împreună cu epidemiologul spitalului, împreună cu Direcția de Sănătate Publică. Ei decid numărul de paturi pe care îl cresc sau îl scad, dar la ora actuală terapia intensivă deja este plină. Nu mai sunt paturi în terapie intensivă, sunt pentru că chiar dacă avem 45 de paturi și în momentul de față sunt 16 paturi pentru terapie intensivă pentru COVID, probabil va mai crește numărul de paturi destinate pentru COVID, dar nu trebuie să neglijăm nici faptul că sunt oameni care au și alte afecțiuni, accidente sau alte probleme, accidente de muncă, accidente rutiere, accidente acasă sau alte probleme și trebuie să fie operați. Și atunci, după operație, automat intră în terapie intensivă. Deci este, aș putea spune, este plină ochi terapie intensivă, atât cu bolnavi COVID, dar cât și cu bolnavi non-COVID. S-a mai deschis o secție la Spitalul Județean, pentru că acolo avem rampe de oxigen, pentru că avem oxigen suficient, o secție de 58-60 de paturi la etajul 1, și aceea este plină ochi, aceea spun și le spun tuturor, nu vă jucați. Încercați să păstrați toate normele de distanțare. Sunt și unii care nu cred în acest COVID, dar eu vă spun personal, dumneavoastră ați trecut recent, că eu personal am trecut prin această boală. Eu am făcut vaccinul luna martie și rapelul luna aprilie și dacă nu aș fi făcut acest vaccin, forma pe care aș fi făcut-o poate ar fi fost una gravă, dar așa, fiind vaccinat, forma a fost una ușoară, adică doar... Nu ați avut nevoie de spitalizare? Nu am avut nevoie de spitalizare, am avut o tuse ușoară, ceva migrene și nas înfundat. Mi-au prescris medicii tratamentul, l-am urmat acasă, m-am izolat. Același lucru s-a întâmplat și cu soția mea. Ne-am izolat, am
o formă ușoară și la ea, adică nu a fost o formă grea, dar am cunoștințe care nu s-au vaccinat, am prieteni care nu s-au vaccinat și nu vă ascund că miercuri tocmai a fost înmormântată o cunoștință de 48 de ani pentru că nu s-a vaccinat, nu a crezut niciodată în vaccin. Fiecare are dreptul să decidă asupra corpului lui. Dar atunci când decide asupra corpului, măcar să facă un gest și anume să încerce să-i protejeze pe ceilalți din jur. Astăzi când vorbim la Consiliul Județean, sunt colegi de-ai mei infectați. Sunt cei care au făcut COVID, care au forme ușoare și sunt acasă. Pentru că s-au vaccinat. Pentru că s-au vaccinat și sunt cei care nu s-au vaccinat, care au forme mai grave. Adică la Spitalul Județean în momentul de față vin familii, câte 4-5 din familie, pentru că o persoană care crede că are simptome de răceală din asta sezonieră, virusul obișnuit de gripă, stau acasă, îl transmit și la ceilalți și după 8 zile, după 7 zile, vin pachet. Cei care sunt vaccinați au forme mai ușoare, cei care nu sunt vaccinați forme mai grave. Ajung, din păcate, și la terapie intensivă. Păi, din păcate, la ora actuală, la terapie intensivă nu mai sunt locuri. Adică, știți, erau să discuta, domnule, aștepți să eliberezi un pat ca să intre altul. Pentru că la terapie intensivă, când intre acolo, știm foarte clar că șansele nu mai sunt atât de mari. Pentru că și perioada de recuperare este una foarte lungă. Adică dacă mă refer la mine, dacă în 3 zile nu mai aveam niciun simptom, cel care ajunge în terapie intensivă nu există să iasă din terapie mai puțin de 3 săptămâni, de 4 săptămâni, de 2 săptămâni de la terapie intensivă. Fericiți cei care ies. Fericiți cei care ies. Aparatele real-time PCR funcționează la fond continuu în această perioadă? Funcționează, este un mare avantaj pentru că gândiți-vă că la Spitalul Județean, la UPU, se prezintă zilnic în jur de 200, 210, 190 de oameni. 200 de oameni, probabil n-ar trebui să spun cifra asta, dar din 180 de oameni prezentați la UPU, 35 erau pozitivi. Vă dați seama ce rată mare de infectare, 35 de oameni pozitivi. Și toți pacienții mai exact 34. Și toți pacienții care ajung la UPU, indiferent de afecțiunea pe care vă dați o au, seama sunt că el vine, toți pacienții, pentru că nu ai voie să-i dai drumul în spital, de aceea și procedura asta vine la UPU, are afecțiunea pe care o are, este investigat, dar prima dată îi se face testul PCR, pentru că dacă este pozitiv, probele de sânge pe care le recoltezi nu le mai duci în laborator să le lucrezi cu cei care sunt negativi, că în felul ăsta se contaminează toată linia de analize dintr-un laborator. Sunt proceduri care trebuie făcute. Doi, în momentul în care trebuie să-i faci, un CT pulmonar sau o radiografie, trebuie să eliberezi tot traseul și intră bolnavul de COVID, după aia să dezinfectează absolut tot, să igienizează și apoi intră celălalt non-COVID. Adică, de asta vă spun că lucrurile astea îngreunează, cadrele medicale nu mai fac față, deci vă spun că nu mai fac față, pentru că Spitalul Județean este full, Spitalul TBC este full, Spitalul de boli infecțioase este full, Spitalul CFR este plin, Spitalul din Tecuci este plin și acum inclusiv Spitalul din Târgu Bujor are secție specială pentru COVID. Adică nu este de joacă. Rata de infectare și numărul de persoane infectate și rapiditatea cu care se infectează, se transmite, este mult mai mare decât cu tulpina anterioară. De aceea vă spun că și rugămintea este să ne protejăm. Cei care cred în medici, vaccinați-vă, pentru că este un lucru extraordinar, dar în primul rând protejați-vă și protejați și pe cei din jur.
Eu vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes cu proiectele pe care vi le-ați propus mult de tot. În perioada următoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.